Jiu joacă în această seară de la ora 21 pe terenul celor de la Concordia Chiajna, în etapa cu numărul 30. Meciul este foarte important pentru ambele echipe care luptă pentru același obiectiv, evitarea retrogradării. Gorjenii au în acest moment 35 de puncte și ocupă locul 10 în clasament, în timp ce Chiajna este pe locul 11 cu 31 de puncte. O victorie a pandurilor în acest duel direct ar însemna în mare măsură îndeplinirea obiectivului pentru echipa gorjeană. Lotul pandurilor intră în meci cu moralul ridicat după victoria de marți cu Dinamo, scor 3-2. În schimb, Chiajna vine după un eșec dureros pe final de meci la CFR Cluj, scor 1-2. Așa că, psihologic, avantajul este la echipa gorjeană. Totodată, un atu este faptul că Pandurii Târgu Jiu a câștigat ultimele două întâlniri directe cu Concordia Chiajna disputate în deplasare. În turul acestui sezon, la Târgu Jiu, Pandurii și Chiajna au terminat la egalitate, scor 1-1, după golurile marcate de Shamsin, respectiv Serediuc. În acest tur, meciul dintre Chiajna și Pandurii propune și duelul la doi dintre cei mai tineri tehnicieni din Liga 1, Marius Baciu, 39 de ani, respectiv Eduard Iordănescu, 36 de ani.